Bună ziua, bună dimineața, ce bună ziua că este dimineața și bine v-am găsit la un nou vloguleț. Eu sunt Mișu, după cum știți, adică toată lumea știe asta. Băi, bine v-am găsit pe canalul meu, eu sunt Mișu și hai să începem vlogul acesta. Băi, sunt papula dacă știu ce o să facem în vlogul acesta, dar o să vedem noi. Momentan trebuie să ne focusăm pe mersul la autobuz, pentru că na, este foarte important să ajungem la autobuz, că dacă nu, hai să-mi va piciorul, dacă nu, trebuie să folosim o alternativă pe care nu prea am doresc să o folosesc. Deci este o fată după strada aia de acolo și eu eram cu telefonul în mână și făceam vlog și m-am grăbit repede să-l închid, că pare foarte ciudat, adică îți dai seama. O, ce mașină repede merge acolo, se mișcă repede mașina. Adică uitați ce bucățică acolo. Să-mi bat pe aici, da, de asta. Bună seara, fraților, eu sunt Mișu și nu știu după cum știți, am încercat să filmez foarte multe videoclipuri ieri, dar ghiciți ce, mi-era foarte foame, eram la școală și imediat după ce am avut liber de la școală, m-am dus să mănânc foarte multă mâncare, adică să mănânc niște de asta McDonald's și am vrut să filmez la McDonald's, dar pula mea, n-am mai filmat nimic, din cauza că la câtă foame aveam eu în mine, numai de filmat nu merdea, așa că n-am mai filmat și îmi pare rău pentru chestia asta. Deci uitați și voi aici mașina mea, este un Ford Focus din 2005, am apăsat focus și de asta, dar uitați cât de frig este afară, fraților, este super frig. Și mașina mea face baie acum, n-are genți de astea cu de metal, stai că mă murdări, ăsta e plastic, dar sunt original de la Ford, deci nu mă deranjează. Trebuie să-mi repar aici rugina și din coace și după aia e cam good to go. Bine că eu oricum deja mă mai plimb cu ea, dar mai am alea de făcut. Ford Focus, super tare mă mașina, iar acum mă duc la autobuz pentru că eu pe... Mai sunt 5 zile și fac 18 ani, what the fuck, și după aia o să pot să merg cu mașina aia la școală, băieți și fete. Și astăzi poate o să fac un rost de la plas și o să fie super. Uitați, mi-a spălat ultra boosturile. Am ce mă enervează că am apăsat focul. Deci ăștia spălați. Bă, mi-am făcut gaură în ultra boost, stai să vă arăt. Unde pula mea e gaură? A, da, uitați aici. Deci aici e gaurul. Nu știu cum pui mei am reușit să merg adidasii. Și îmi pare foarte rău acum că mi-am ars, din cauza că au costat mulți bani și vreau să-i țin mult timp. Bine, o să-i țin mult timp până când o să strecie de tot, pentru că sunt niște adidasii excelenți. Sunt super confortabil și vi recomand și vouă foarte mult, din cauza că sunt super amazing adidasii ăștia. Mă, că-s cam scumpi. Pe drumul ăsta eu merg la școală în fiecare dimineață, bine, la școală, la autobuz. Și m-am cam saturat de el. De-aia prefer să merg cu mașina aia, pe în parcare acolo. Uitați ce sunrise frumos. Se vede și acolo. Era să mă duc încolo, în loc să mă duc încoace. Mă duc încolo. E, sunt mai nebun eu așa dimineața, dar nu-i problemă, băieți. M-am spălat pe cap, mi-a crescut barba și acum... Suntem gata de școală, băieți și fete. Uitați, ia uite stâl. Uitați păsărelele cum zbor. Ulala. Bă, dar de ce nu merge să dau zoom 10? Că de obicei e 10, ăsta nu e maxim. Ce naiba are mă telefonul ăsta? A apărut iOS 12 GM. Sunt, deja l-am descărcat. Acum rămâne să-l instalez. Abia aștept, sper să fie un iOS excelent, fără bug-uri și chestii de-astea, că nu-mi trebuie. Iar aici sunt niște garsoniere, bine, blocuri, poți să le numești. Și aici stau oamenii mai bătrâni și chestii de-astea. Da. Deci sper că iOS 12 să repare toate problemele de la camera asta, pentru că m-am săturat de camera asta. Facem așa, glitch. Uitați aici o fântână. O fântână, un piatră din care curge apă. De aici am mai băut eu apă, când îmi era asta. Mi-am cumpărat și eu o carcasă după Wish. Bine că
Sunt de calitate carcasele, adică nu sunt de căcat, știți? Și trebuie să-mi vină curând și de-aia Apple, roșu.